Să trecem spre un alt subiect, pentru că mai avea multe teme și nu cred că apucăm să le abordăm pe toate. S-a făcut acel cod etic la SRI. Vă aduceți aminte de scandalul cu Florian Coldea, de scandalul cu Anaconda, cu oameni din SRI care se duceau cu politicieni în vacanțe, domnul Coldea se ducea cu Ghiță prin Seychelles și așa mai departe. Ei, și domnul Țuțuianu de la Comisia de Control SRI a ieșit la televizor și a spus că a găsit soluția împreună cu domnul Helvig, șeful Serviciului Român de Informații. Un cod de etică. E, dar aș vrea să vedeți și dumneavoastră cum arată acest cod de etică. Are 12 pagini. Din primele 5 n-am reușit să aflu nimic, decât e un fel de introducere, așa. De la pagina 5 încolo vorbim despre valori și principii. Haideți să arătăm, așa. Vă spun dinainte eu ce o să vedeți. La pagina 5, valori și principii. Despre ce ne vorbește SRI? Patriotism, onoare, profesionalism. Și detaliază de ce sunt profesioniști, demni, loiali, devotați, dau dovadă de civism, de onoare, de onestitate, de integritate, de nediscriminare, de demnitate, de conduită morală. Deci laude peste laude. Despre asta ne vorbește SRI într-un cod etic care ar trebui să sancționeze, să fie plin de reguli și de restricții, pentru că am văzut un material, se făcea o paralelă cu codul celor de la FBI. Au 350 de pagini. Păi stați puțin, au 350 de pagini cu restricții concrete. 3 pagini sănătoase, problema e de oameni de caracter, nu de reglementare. Păi nu, păi dacă nu avem oameni de caracter, atunci facem reguli. Păi putem să facem 1000 de coduri din alta cu 15.000 de pagini. Deci toate aceste 12 pagini sunt pline cu laude, echidistanță și așa mai departe. Iar pe ultima pagină, doamnelor și domnilor, găsim aici următorul text. Sunt 3 rânduri, da? O să-i rog pe colegi să meargă la pagina 12, da? Regulile de etică din ghid sunt obligatorii pentru angajații serviciului. Care reguli? Deci au zis de onestitate, că sunt obligați să fie onești, că sunt obligați să fie integri, că sunt obligați să fie... Forme fără fond. Forme fără fond. Orice angajat care ia la cunoștință despre o încălcare a ghidului este obligat să o raporteze de îndată pe calea ierarhică, fără a fi tras în vreun fel la răspundere pentru aceasta, cu condiția să fie acționat cu bună credință. Și a vrut neapărat de măsura bună credință. Orice încălcare a ghidului se pedepsește direct proporțional cu gravitatea faptei comise și a consecințelor acesteia. Și atenție mare ce urmează. În stabilirea sancțiunilor se va ține seama de natura și circumstanțele în care a avut loc fapta comisă, îndatoririle și responsabilitățile persoanei în cauză, justificarea acțiunilor și efectele pe care le-a produs comportamentul respectiv. Deci, dumneavoastră, vă imaginați, angajații din această instituție o să moară de teama acestui ghid. Ce o să invoce, domnule Coarnă? Ce o să invoce? Doamna, acel cod e... Cum să vă ce restricții pune acest nimic. Cod? Adică, dacă e o formă fără fond. În funcție, n-ar mai avea voie să plece în vacanță. Nu poți să sancționezi prin codul ăla. Și ce aveți impresia că domnul Coldea a fost în vacanță, că n-a avut cod? Ba, a avut cod, dar nu e problema. A avut un alt cod. Da. Da, un alt cod cu bugetul de stat, cu domnul Ghiță, cu firmele lor acoperite, cu devalizarea bugetului public. Aveți impresia dacă era codul, nu furau banii oamenii ăștia? Haideți să fim serioși. Da, este așa la... Domnul Daniel Florea a fost angajat al SRI. Bună seara! Să rămână dumneavoastră și salut toți invitații dumneavoastră. Ce ziceți, domnule Florea, de acest cod de etică? Pune ordine în sistem? Adică nu o să mai existe Coldea și Anaconda? Păi, părerea mea e un pic diferită de dumneavoastră, nu că nu o să mai existe Coldea, Anaconda sau altcineva. Din ce știu eu, mai sunt două coduri sau, mă rog, ghiduri în interiorul Serviciului Român de Informații. Prima a apărut în 2012 și este ghidul ofițerului, ghidul carierei ofițerului de informații și este tot așa ghid. Așa, cel de-al doilea este dress code, cum să se îmbrace angajatul SRI. Și ăsta e cel de-al treilea. Probabil că cei de la SRI au uitat că sunt militari și că ar trebui să se ghidoneze doar după legea 80 din 1995, care reglementează statutul cadrelor militare. Din punctul meu de vedere, este o nouă frână pusă tălpașului, cel care lucrează în interiorul Serviciului Român de Informații și aduce... Pentru ce este Serviciul Român de Informații util? Ca să aducă informații despre siguranța națională. Ori, din cei 10.000 de angajați, în jur de 1.000 se ocupă de asta, restul se ocupă de cu totul și totul altceva.
Da, foarte domnul Florea, eu mă așteptam după ce a ieșit tamtamul ăla și scandalul ăla monstru, după ce a plecat domnul Coldea din funcție și ieșea domnul Țuțoianu de la Comisia de Control și veneau băieții de la SRI cu gențile, cu valizele pe acolo și a ieșit și ne-a spus foarte clar, am rezolvat problema, se face cod de etică și nimeni nu va mai putea să mai facă niciun pas greșit pentru că va fi modificat de cod. 14 trebuie modificată, de cod, da? Păi și vine acest cod și ce scrie aici? Independență, ascultați cu atenție, independență, vă citesc de pe o pagină oarecare. Cod de etică. Dăm dovadă de independență când ne îndeplinim atribuțiile și misiunile fără imixtiuni legitime ale altor colegi, autorități sau persoane de afara serviciului. Deci, și dacă probleme. Nu facem lucrul ăsta, ce pățim? Adică, nu pățim nimic. Și cazul concret, adică ce independență? Singura problemă a militarului din Serviciul Român de Informații este ca să respecte legea. Da? În interiorul acestui cod am observat că se folosește de câteva ori, chiar de trei ori, dacă le-am numărat eu bine, sub diverse forme, că informațiile deținute nu vor fi folosite în interes personal. Practic asta este singura concluzie care se poate trage de aici, că omul care lucrează cu informații în SRI să nu plece cu informații acasă sau să nu le folosească în interes personal, așa cum a făcut probabil domnul Coldea atunci când pleca în excursiile alea în Seychelles. Eu mă bucur însă că l-aveți pe domnul Coarna acolo și aș vrea să pun o întrebare. Dacă dânsul în Ministerul de Interne cunoaște de vreun cod al funcționarului, al polițistului, al pompierului, al jandarmului sau altui angajat? Nu există, au încercat și angajat. Dar ne-am opus, pentru că așa cum spuneați dumneavoastră, avem reglementarea în lege, în statut și acolo avem niște lucruri foarte clare, iar Constituția și legile în domeniu îmi spun un lucru, să respect legea. De ce la SRI trebuie un cod? Pentru ce? Păi, nu are nicio logică acest cod deontologic. Dar nici măcar nu e cod, adică ce? Nici măcar nu e cod, e un șiruire de laude, niște că lucruri suntem de... independenți, că suntem integri, că suntem nu știu cum. Și dacă vă uitați bine, foarte bine, să vedeți că nu mai vorbește nici în limba română. Adică nu se vorbește despre ofițerul de informații, ci de inteligență. Dacă vreți să știți, interiorul Serviciului Român de Informații se mai vorbește de cadre, de omul de la resurse umane, se vorbește de human resource. Adică acum trecem la o altă formă de prostire a populației. Ei bine, ne-am englezit cu toții așa. Păi, dar da, ne-am englezit că ar chiar la primită. Chiar acum, dată, pe ecran scrie de conduita morală. Da. Unde este definită conduita morală în lege? Vorbim de lege și respectarea legii. Așa mâine, poi mâine, pe lângă codul penal, cod de procedură penală, facem un cod din acesta etic de pentru instrucția și penală. Ce se poate întâmpla, domnul Florea? Problema de fond este că poate să declanșeze o procedură de cercetare internă disciplinară, cum că n-a avut un comportament adecvat în conformitate cu articolul cutare din cod. Și totul e pur subiectiv în momentul în care un ofițer de informații devine, într-un anumit fel, știu eu, cu o problemă pentru sistem, simplu poate fi destituit din funcția publică cu acest cod de formă fără fond, dar în momentul în care sistemul are nevoie de o logică, o să spună, domnule, nu ai fost moral, nu ai fost onest, nu ai făcut nu știu ce în conformitate cu articolul cutare din cod, declanșăm procedura de cercetare disciplinară și vei fi sancționat cu trecerea în rezervă. Lucrurile astea se practică, avem și noi o sancțiune, avem și noi o abatere cu un comportament de nu știu care. Păi definiți voi comportamentul, că până la urmă nu spune legiuitorul dacă ești în timp sau în afara serviciului sau dacă lucrurile se așează într-o logică în legătură cu profesia. Pentru că fiind atât de subiectivă, oricine are o problemă cu tine, profesional vorbind, da? Tu intri într-o relație de informații, nu? Și la un moment dat te deranjezi, pentru că în structura aia deranjezi cu legi informații de anumit nivel. Nu, dar mă uitam că au făcut cei de la Flux 24 o analiză și o analiză comparativă cu ce au scris cei de la FBI în acest cod etic, care are 350 de pagini. Și dau exemple concrete, deci în acel cod etic, dau exemple concrete. De exemplu, dacă o companie de transport decide să ofere gratuitate tuturor agenților FBI, da? Care lucrează într-o clădire guvernamentală, aceștia nu au dreptul să primească acel serviciu. Doar dacă de gratuitate beneficiază și ceilalți angajați din clădire, se poate vorbi de lipsa unor avantaje specifice profesiei și deci serviciul poate fi primit. N-au voie să primească daruri, împrumuturi, distracție, găzduire, transport. Dar astea sunt definite în lege. Toate aceste mici atenții să nu depășească $20. Vă rog, doamna. O confuzie foarte mare aici. Domnul avocat poate să confirme că din punctul de vedere al multor prevederi legale românești, codul penal american e mult mai relaxat.
Sunt foarte multe lucruri care la noi sunt grav penalizate în codul penal, care acolo nu sunt penalizate deloc. Deci, din acest punct de vedere, o asemenea diferență e reală. Dar, domnule Coarnă, îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, vă întreb doar. Există lucruri pe care, probabil, un ofițer de informații și multe alte profesii valabilă chestia asta, nu trebuie să le facă, categoric. Chiar dacă ele nu sunt ilegale. Nu sunt ilegale, cum să nu fie? Chiar dacă nu sunt ilegale, chiar dacă sunt legale, de ce jurnaliștii să aibă un cod deontologic și ofițerii de informații sau polițiștii nu? Să presupunem pentru o clipă că domnul Coldea și-a plătit excursia în Seychelles. Și a mers acolo împreună cu un om de afaceri care a devenit om politic, domnul Ghiță. Dacă lucrurile stau așa, deplasarea e absolut legală. Absolut legală. Dar nu e deloc deontologică. Deci un cod etic, asta trebuie să sancționeze. Asemenea manifestări, de pildă faimoasa întâlnire dezvăluită de Dan Andronic. Nu era ilegală, era ilegală? Nu, aici vorbim dumneavoastră, faceți ba corect. Ba da, dacă se cercetează în profunzime, era ilegală fondul problemei de la cea. Dacă se dovedește că discutau despre alegeri. Dacă se vrea să se cercetează. Dacă se dovedește. Dacă nu vrea să se cercetează. Dacă s-au dus să bea o bere împreună, nu era ilegal. Problema e... Cu permisiunea dumneavoastră vreau să precizez un lucru. Fapta poate fi încadrată în abatere disciplinară sau respectiv infracțiune. Când vorbim de abatere disciplinară, se conturează foarte bine limita ce înseamnă a moralității, a codului comportamental al funcționarului în instituția în care se află. În Serviciul Român de Informații și mai ales în instituțiile militarizate, care sunt analizate public din punct de vedere al încrederii și mai ales din capacitatea acestora de a managerea anumite informații, acestea au nevoie de o mai mare acuratețe comportamentală și disciplinară. Tocmai de aceea, abaterile acestea disciplinare trebuie să prevăzute cât mai bine în normativul intern, sunt în regulamentele și iar infracțiunile sunt prevăzute în legislație. Dar vă spun, domnul Florea, e legea 80.195 statutul militarului și sunt regulamentele civile militare unde sunt stabilite. Deci ce vorbim aici? Facem dublaj la dublaj noi? Nu e vorba de dublaj. Ba da, e exact ce vă spun eu. Dumneavoastră ați definit o sancțiune disciplinară care e din 1995 în lege prevăzută și în regulamente, despre ce vorbim. Deci alea sunt prevăzute. E sancțiune disciplinară ca dumneavoastră, dacă n-ați fi lider sindical și vedetă TV, ați fi simplu ofițer. Așa. N-ați avea voie să vă întâlniți, de pildă, cu mine, care cum sunt voie să afaceri. N-am voie să fac afirmații politice, n-am voie altceva, dar am voie să mă întâlnesc dumneavoastră. Cum adică? Păi e o nebunie, se spune, să nu mă întâlnesc cu un om că e membru de partid. Bun, atunci înseamnă că toată acuzația împotriva lui Coldea dar cade. Dar ghiță factura, nu înțelegeți care e procedura? Bun, dacă, repet, nu sunt... Dacă nu era o problemă de plată... Se pare că cei de la SRI n-au ajuns la aceeași concluzie. Dacă mergeam pe logica asta, dacă mergeam pe logica asta, era infracțiune, exact. Dacă mergeam, deci n-a plătit o ghiță. Domnule profesor, dacă mergeam în logica dumneavoastră, trebuia să facem unitații pe stradă. Mă înțelegeți ce vă spun? Nu, logica mea. Ba da, dacă dumneavoastră ați dat o terasă, eu trebuia să fug de acolo, eu fiind ofițer de informații sau polițist. Nu, logica mea. Nu, logica mea. Logica discursului public. Domnul Coldea are probleme de neplată pe acolo. Nu, se pare că nu. Pentru că atunci ar fi fost infracțiune. Lăsați că nu se cercetează. Domnul profesor, sunteți un om respectabil. Sunteți de acord că cei care au făcut parte din comisia parlamentară în momentul în care au intrat în posesia unor informații care sunt de natură penală, sunt obligați să sezeze parchetul? Obligatoriu, da. Și atunci dumneavoastră decredibilizați acum practic toată comisia SRI din cadrul Parlamentului, o secundă, în care au constatat că, din opinia lor, s-a dovedit realitatea plății efectuate de domnul Coldea la acel moment. Drept urmare, nu a făcut niciun demers mai departe, astfel încât să-l sancționeze disciplinar. Iar dacă era adevărat... Cine l-a sancționat disciplinar? Păi tocmai asta, nu l-a făcut. Demers, nu l-a făcut. Păi iar dacă ajunge la varianta prezentată
ca în comisie să se fie aflat... Permiteți-mi să termin ideea. Ca în comisie să se fie aflat că, într-adevăr, facturile sunt false, domnul Coldea nu și-ar fi plătit serviciile. În atare situație, comisia era obligată de îndată să sesizeze parchetul penal pentru a se cerceta acest lucru sub aspectul de abuz în serviciu sau luare de mită dacă e după 1 februarie 2014, sau de primirea de foloase necuvenite pe vechiul cod și se constata de fapt o încetare în situația în care nu mai era reglementat actualmente. Da, exista cel puțin 3 infracțiuni probabil să fie încadrabile în momentul în care aveam această descriere. Tocmai de aceea comisia nu a constatat că există indicii de săvârșirea unei infracțiuni, fapt pentru că nici nu a sesizat. Auziți ce spuneți? Comisia nu a constatat indicii de săvârșirea unei infracțiuni. Haideți, domnul avocat. Comisia nu a constatat indicii de săvârșirea unei infracțiuni. Domnul avocat, așa a spus mai devreme că nu se grațiază fapta. Haideți să fim oameni serioși, să respectăm niște lucruri de bun simț. Cum toate faptele se grațiază? Cum să grațiez făptuitorul? Grațiez doar fapta. Sigur că are legătură cu făptuitorul. Spuneați că dacă prevede în lege nu știu cum. Cum adică comisia să constate că există indicii? Păi da, pentru că, de exemplu, domnul Coldea... Procurorul are obligația legală să facă ziare din oficiu. Acum la televizor, dacă noi spunem un lucru, să cerceteze. Despre ce vorbim? Se constată comisia. Să se dacă constată că el poate n-are pregătire juridică și nu poate să constate el că e un document fals. Trebuie expertiză în domeniu. Domnul avocat, haideți să nu ne jucăm când cu... Când vorbim de falsuri în scrisul, știți mai bine decât mine că proba este expertul. Cel care este abilitat prin lege să constate falsul. Nu șeful comisiei de nu știu care, de nu știu unde. Haideți să facem diferența între indiciu și probă. Păi comisia tocmai asta face. Constată un aspect, de exemplu. Dumneavoastră îmi spuneți mie că domnul Coldea a fost cercetat rapid în 24 de ore? Sau, domnul, chiar că aveți impresia să ne jucăm cu... Am ascultat pe domnul avocat și nu cred că are dreptate. Și pot să explic de ce. Eu am fost la Comisia de Control SRI, am scris și în anul 2014, las la o parte și fac o paranteză scurtă, faptul că eu sunt trecut în rezervă pe acest ghid al carierei, mă rog, al carierei, al ofițerului de informații din Serviciul Român de Informații, deci nu sunt trecut în rezervă pentru că am încălcat regulament sau ceva din legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Însă la comisie, când am ridicat probleme de infracțiuni în interiorul Serviciului Român de Informații, mi s-a spus că având în vedere că este pe rol un proces, și nu contează că e proces penal sau proces civil, ei nu se pot pronunța și nu pot face niciun demers. Și mi-au închis gura. Ultima dată când am fost la comisie și singura, este anul acesta, în luna martie. Și mi s-a dat un răspuns asemănător, deși am ridicat o grămadă de probleme. Iar cercetarea care se face în cadrul comisiei este foarte simplă. Se solicită SRI-ului în punct de vedere și nu o să vedeți niciodată în viața noastră că SRI-ul își dă singur cu șutul în fund să spună că într-adevăr sunt probleme în interiorul SRI-ului. Deci ei dau răspunsul. Toată lumea, am scris la președinte, am scris la SRI. Și mi-a dat răspuns SRI-ul. Am scris la Comisia de Control SRI, mi-a dat răspuns tot SRI-ul. Am fost la DNA, am făcut denunț, mi-a dat răspuns SRI-ul. Deci în țara asta nu face nimic, nimeni, nicio instituție împotriva Serviciului Român de Informații, nicio cercetare. Dacă vreun procuror de la DNA sau de unde vreți dumneavoastră, parchetul militar, vrea să facă cercetare, cere răspuns SRI-ului. Nu merge să ia documente, nu merge să se uite care sunt izvoarele de drept pe care le indică orice cetățean care ar face o plângere sau un denunț împotriva unor fapte incriminate de lege. Asta vreau să vă spun. Degeaba ce... să vorbiți teoretic. Din punct de vedere practic nu se întâmplă așa. Nu, dar eu și dumneavoastră și eu cunoaștem aceeași legislație în vigoare. Dacă dumneavoastră aveați informații de săvârșirea unei infracțiuni, foarte bine, nu aveați decât o metodă legală de a merge procedural către procuror să se sesizați. A făcut plângere penală și a spus SRI-ul. Înainte de plângerea penală, eu am ridicat în raport către șefii mei instituționali ce probleme sunt în interior și ce constat eu că sunt infracțiuni. După care am mers la procuror, iar procurorul a făcut adresă de informare, nu a solicitat altceva. Exact așa se numește, este o regăsiți pe toate site-urile. Scrie spre informare SRI, da? Și a cerut ca SRI-ul să cerceteze. Dacă dumneavoastră ați întâlnit
astfel de moduri de cercetare făcute de vreun de procuror. De protocoalele alea de la CSAT făcut, de când cercetați? De niciodată, în codul de procedură penală, procurorul avea obligația legală să cerceteze sesizarea domnului Florea și să se pronunțe, să admite sau să respingă cererea, să o claseze sau să-i dea drumul în instanță. Asta sunt reguli în țară, în codul de procedură, de la Alexandru Ioan Cuza încoace. Dar domnul avocat încearcă să ne ducă în alte zone, nu știu de care. Și revenind la ce spunea și domnul profesor un pic mai devreme, referitor la coduri din acestea deontologice, ar însemna ca pentru fiecare meserie din țara asta să facem coduri deontologice. Există. Jurnaliștii au, profesorii au, medicii au, există. Meseriile, eu v-am numit trei meserii în care există coduri. Și aveți sancțiuni acolo? Cum avem nu, noi nu știu, uitați că omul ăsta a fost dat afară pe sancțiuni într-un eu nu vorbeam de sancțiuni, domnul. Eu vorbeam despre existența unor coduri deontologice. Și cele trei meserii pe care le-am numit există. Avocații au? Da, dar este în regulă, dar să nu fie sancționat, cercetat după un cod deontologic. Dar militarii au un regulament al disciplinei militare, care este singurul cod deontologic. Da? În momentul în care s-a încălcat disciplina militară, militarul este sancționat. Așa, dacă venim și facem tot felul de coduri, practic codexuri legale, noi deci inventăm apă caldă, niciodată nu o să mai știm la ce să ne oprim, la ce să ne orientăm. Domnul avocat, domnul Fura, ceea ce ați prezentat dumneavoastră că procurorul ar fi făcut decât o adresă de informare la SRI, v-ar fi dat un răspuns sau o soluție, după care puteați ataca la procurorul ierarhic superior. Dacă permiteți-mi să termin ideea, pentru că aceasta este legislația în vigoare. În situația în care erați nemulțumiți de această soluție, aveați posibilitatea să ajungeți la judecător și mai aveți inspecția judiciară, că posibil și procurorul să fie greșit. Că, într-adevăr, nu face o adresă către cel ce îl cercetezi, spune m-a făcut bine ce a făcut, ci soliciți documentele și faci o anchetă. Dacă ancheta nu a fost făcută cum trebuie, avem legislația 303-304, unde inspecția judiciară vine și verifică dacă, într-adevăr, procurorul și-a făcut sau nu atribuțiile. Dar să mergem așa de departe încât tot să spunem că vorbim doar teoretic, nu-i corect. Toți pașii aceștia i-am făcut și mi s-a dat un răspuns foarte interesant, oricând vă pun la dispoziție toată documentația, spunându-mi se că este normal, că fiind independent magistratul, speță procurorul, să facă cum consideră el anchetă, solicitarea de date prin informare, deci un nou tip de solicitare de date și un nou tip de anchetă, este permisă în România fără nicio problemă. Deci așa mi s-a spus pe tot ce ați indicat noastră ca și pași normali într-o pe care puteam eu să-i fac. Bine. Deci vă asigur că am mers inclusiv la inspecția judiciară, inclusiv la procurorul șef, inclusiv am atacat în tribunal, toți mi-au dat același răspuns. Bine, și mulțumesc foarte mult, trebuie să luăm publicitate, domnule Daniel Florea, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Pauză scurtă și apoi vă prezentăm o informație bombă. Donald Trump a refuzat să vină în România din cauza lui Liviu Dragnea. Detaliem aceste informații.